Eu vă mulțumesc pentru prezență și am o solicitare. Eu știu cum sunt repartizate posturile televiziune. Acum e clar să se vede cum sunt repartizate toate agențiile dumneavoastră, de site-uri și așa mai departe, după interese. Dar solicitarea mea concentră și aia că invitați deci pe noi, bă, din când în când. Pe noi vedeți cum de mișelește ca să nu ne putem expune opinia noastră. Ne-au lipsit de televiziune, ne-au lipsit de radio, ne-au lipsit de toate. Acum a reușit din situația noastră care o avem. Iar că vedeți că e frig și aici nu putem da căldură. Avem, am rămas maconziar, Deci invitați-ne mai des la emisiunile voastre. Eu am văzut emisiunea de luni și băiatul ăsta la Lorena o bâlbâie, el și în Parlament bâlbâie mult, dar la concret nimic. Da, invitați-ne și pe noi, că, nu, asta nu înseamnă pe Voronin, dar echipa noastră, avem echipă puternică, foarte bine pregătită din toate punctele de vedere și suntem disponibili să discutăm. Dintr-un orice caz, adevărul trebuie să iasă la